Planeta Radio. Pagini de istorie. Bună ziua, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Românii sunt un popor fără istorie, destinat să piară în furtuna Revoluției Mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluției și vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor național, la fel cum propria existență, în general, reprezintă prin ea însăși un protest contra unei mărețe revoluții istorice. Dispariția lor de pe fața pământului va fi un pas înainte. Am citat unul dintre învățătorii marxism-leninismului, și anume pe Friedrich Engels, care scria aceste cuvinte într-un ziar german, Neue Rheinische Zeitung, în 1848. E bine, învățăturile lui Engels se pare că au fost urmate, pentru că românii s-au bucurat întotdeauna de prietenia, cu ghilimelele de rigoare, ale celor care au ridicat ideologia marxist-leninistă la rang de doctrină de stat. Ferește-mă, Doamne, de prieten, acesta este titlul unui remarcabil volum și folosesc cu toată responsabilitatea acest termen, care îi aparține domnului profesor Larry Watts. Domnia sa ni l-a dăruit și cred că este interesant să aflăm cum am fost priviți noi românii, regimul românesc, într-o perioadă de vreo 100 de ani, între 1878 și 1978, de prietenii, cu ghilimele, la care se referă domnia sa. Poartă și un subtitlu această carte, a cărei lansare s-a produs acum vreo 2 săptămâni, ea a fost tipărită de editura RAU. Subtitlul este Războiul clandestin al blocului sovietic cu România. Avem privilegiul de a fi în discuție astăzi, e cu domnul profesor Larry Watts, căruia îi mulțumesc foarte mult că a acceptat să fie în direct cu ascultătorii postului de radio România Cultural. Bine ați venit, domnule profesor! Bine ați găsit! E foarte complicat să vă prezint. Sunteți un cunoscător al istoriei contemporane, nu numai românești, și poate asta este un foarte mare avantaj. De obicei se spune despre unii istorici că ar fi prieteni ai poporului român. Eu mă feresc să spun acest lucru, pentru că istoricul trebuie să privească istoria, trecutul, fără ură și fără răzbunare, dar spune și fără prietenie. Noi avem nevoie de oameni imparțiali care să privească trecutul nostru și cred că dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Da, problema cea mai mare cu abordarea istorică sau analiză de orice popor sau istoria popor este să aibă cel puțin o simpatie. Și chiar am făcut experiența aceasta din cauza, la început am fost concentrat pe alte zone din lume, inclusiv Orientul Mijlociu. Și am renunțat din cauza, n-am avut posibilitate să desfășurez acest fel de simpatie, să intre în adânc. De ce ne simpatizați pe noi românii? Nu credeți că ar trebui să fim extirpați? Nu sunteți de părerea lui Engels. Da, eu sunt într-o țară de contrarevoluționare din punct de vedere Marx și Engels. Nicio problemă. Se studiază Marx și Engels în Statele Unite, nu? În perioada de război rece în care am intrat în problematică, așa, și ca un războinic în pregătire, asta cu scaune și analiză, nu asta cu lucrurile eroice. Atunci chestia a fost, noi am citit aproape toate care au fost scrise de Marx și Engels în căutare să înțelege Uniunea Sovietică și în special comportamentul și în special să identifică orice fel de comportament predictabil.
Pentru noi a fost un regim... Adică, ca să înțelegi pe sovietici, trebuie neapărat să intri în bazele ideologiei. Exact, exact. Și din cauza aceasta, eu sunt foarte familiar cu lucrările Marx și Engels, dar mă prefer mult mai mult lucrările de un alt Marx, asta Groucho și... Da. Așadar, de ce ne simpatizați totuși, că nu ați răspuns la întrebare? De fapt, a fost și cauza... Sau istoria noastră, nu neapărat român. A fost aceeași cauză pentru mine să fi introdus în problematica românească. Din cauza România a fost așa de independent, așa sfidat ca un stat nu așa de mare, care a sfidat pe aproape toate linie. Din cauza am intrat în problematica exact când cartea aceasta oprește, în 78. Da. Și atunci, în 78, a fost o considerare despre România în Statele Unite, în Washington în special, foarte, foarte bine. Așa, România a fost considerat unul dintre aliații noastre, de fapt, în zonă, de facto. Da. Și a fost, deja în 78, a fost mai mult decât 10 ani, cam 15 ani, în care România a făcut niște servicii pentru Statele Unite. Nu servicii așa contra cost, dar a intrat în mediere, de exemplu, între noi și Laos, între noi și Vietnam, între noi și China. Și foarte mult inter asta a dat roade foarte impresionat. Și ați vrut să vedeți cum arată o țară care a făcut atâtea lucruri interesante dintr-o poziție cumva antagonistă. În special din cauza fiecare dintre aceste mișcări n-a fost agreat deloc la Kremlin. Da. Și aici cu asta a fost necesar să fac asta. Dar și că n-aveți o simpatie similară pentru Kremlin. Nu, de fapt am stat acolo în 88 pentru cam 6 luni sau ceva. A fost de fapt la sfârșitul Uniunii Sovietică. Americanii, noi avem o simpatie în față de alți putere mare. Din cauza putem înțelege pe o bază. Un gen de respect mai degrabă. Da, da, respect. Și la aceeași timp, și e și pe turci, de exemplu. Este o atitudine foarte asemenea pe niște linie. Pentru împirii vechi care a fost mare și a rămas mare, chiar dacă n-a fost la top și a fost schimbat unul pentru celălalt. Credeți că există o continuitate politică între, să spunem, Imperiul Țarilor, Imperiul Sovietic și ceea ce înseamnă Rusia de astăzi? Există tot timpul niște interesele care sunt determinate de locație geografică, așa, este ca mobiliare. Locație, da. Locație. Pentru noastră v-au interesat românii, să știți că și pe noi românii ne-au interesat americanii. Un frate al bunicului meu, după ce au apărut tranzistoarele, spărgea cam un tranzistor la 3 luni, nemulțumit de faptul că după ce decripta greșit semnale venite de la Europa Liberă sau de la Vocea Americii, trăgea concluzia că americanii totuși nu vin. Da. Și atunci se supăra, strica tranzistorul și își cumpăra altul cu speranța că până la urmă americanii vor veni. Da, asta, chestia aceasta, am auzit asta foarte des în 90. Nu așa de mult în anii 80 când am început să vin aici. 81 a fost primul an aici. Dar în 90 am auzit asta foarte des. Și problema trebuie să vă pus pentru americani. Prima problemă este ce este interesul american să vin. Da. Și de fapt aici a fost ridicat ceva și ceva care n-a fost agreat în Moscova în timpul acesta. O încercare a regimului și sub Dej, acesta a fost ceva mai vechi, pentru aliniare economic mai aproape de Occident. Și de fapt aici este o poveste însuși din cauza unul dintre bazele de legitimate, cum se spune, de popularitate, regimul comunist în România, a fost faptul că de la sfârșitul anii 50 până la 81, a fost o tendință clară să merge de la est spre vest. Dar în 81, când decizia a fost luată să plătești toate datoria națională, a mers de la est și de la vest spre țară nimănui. Spre stalinism, întoarcere spre stalinism. Da, dar n-a fost spre est din nou, a fost spre lumea în dezvoltare. A fost altceva total și asta n-a fost unul dintre dezirate poporul român.
Știți, mă gândeam, unul dintre, cred că primul ambasador comunist, s-ar putea să mă înșel, Mihail Ralea, în momentul în care a prezentat scrisorile de acreditare la Washington, a transmis și un punct de vedere nu știu cât de personal. I-a spus secretarului de stat, nu ne lăsați pe mâna sovieticilor, deși era ambasadorul unei țări comuniste. Oamenii de la Departamentul de Stat care a fost aici la început, așa, și oameni de la OSS care a plecat aici imediat după război, ei au văzut ce s-a întâmplat și cât de dur controlul a fost în România. Și din cauza aceasta, toate reportele din timpul acesta au arătat România ca fiind cel mai puțin probabil să fac orice mișcare independent din cauza n-ai nicio posibilitate. Problema a fost mai târziu când oamenii au venit și a stat de vorbă cu Dej sau Bonara și ei a vorbit foarte clar despre lucrurile, dar nimeni n-a putut aibă încredere. Din cauza când ei au raportat din nou la Washington, oamenii acolo au fost aici înainte și au văzut o situație care a fost congelată total, n-a fost nicio posibilitate de mișcare. Și primul ambasadorul în timpul comunism care a venit aici ca ministru de legații, William Crawford, el a spus mai târziu că el a petrecut cam două treimi de timp în negociere cu Departamentul de Stat și numai o treime cu românii. Din cauza, problema a fost să convinge pe americani că lucrurile au fost în schimbare, real. Și aici a fost ceva foarte interesant. El a venit... Ce era surprinzător, domnule profesor Watts? Era discrepanța aceasta între limbajul, să spunem, de politică externă al liderilor comuniști și ceea ce se întâmpla în propaganda internă sau chiar realitățile interne? Atunci a fost puțin altceva. În primii reportajele care au venit despre o schimbare în România a fost chiar în 54-55 sub Eisenhower. Și în 56 a fost niște semnale, în special a fost legăturile făcute cu Statele Unite despre rezolvare niște probleme economice lăsate după al doilea război mondial, ca o fel de deschidere din partea României. Ei au făcut aceeași puțin mai devreme cu englezii. Dar problema a fost că noi am stabilit de la 49, 50, 51 că România a fost la coadă. Așa nu va fi orice fel de independență din țara aceasta. Și când România a venit în față de linie totală, a fost văzut cu o suspiciune foarte ridicată. Și chestia aceasta trebuie să fie abordată, în care trebuie să convingem în primul rând că o schimbare a fost real, că a fost important și că Statele Unite trebuie să fac ceva despre asta. Da. Interesant ce ne spune. Hai să ne întoarcem la carte. Cartea are vreo 800 de pagini. Nu vom reuși decât să schițăm puțin câteva dintre ideile acestei cărți. Eu o recomand cu căldură ascultătorilor noștri, așadar Ferește-mă, Doamne, de prieten, războiul clandestin al blocului sovietic cu România. Documentele sunt documente în principal ale serviciilor secrete din țările membre ale Pactului de la Varșovia, îndeosebe ale Stasi, dar și documente americane. Cum ați reușit să adunați o cantitate atât de mare de documente? Cu cartea aceasta am avut un mare noroc în care am început proiectul în sine. Am avut o grămadă de documentele peste timp, din cauza am fost așa pe linie profesională ocupat cu România de la 78, dar a fost exact în perioada aceasta dezvoltare acest site-ul de pe internet la CIA, Freedom of Information Act, FOIA, foia.cia.gov. Dacă vreți să fiți experți în România, așadar în istoria României, să accesăm site-ul CIA-ului, nu? Cel puțin să va fi ușor de văzut ce a fost părerea noastră despre ce a fost lucrurile. Din cauza de când în când noi am avut niște idei destul de strălucite, așa. Dar din afară de asta a fost și aceste două proiecte care sunt legate pe mai multe rânduri. Unul, Cold War International History Project de la Woodrow Wilson Center în Washington, D.C., care bagă documentele de la Pactul Varsovia, așa, de la fiecare întâlnire care e descoperită, cum din cauza și acolo a fost lucrurile pierdute, dar de la toate țările care a fost în Pactul Varsovia. Și Parallel History Project pentru for European Security a fost pentru istoria NATO și Pactul Varsovia înainte, dar s-a schimbat. Parallel History Project din Elveția. Și este sute de documente pe fiecare, așa chiar mii.
Și de când în când problema este că documentele este numai în limba slovac sau cec, da. Sau bulgar, dar foarte mult dintre ei sunt și traduse în limba engleză. Și cu acest trei lucruri și cu niște îndrumuri care am avut deja, am petrecut destul mult timp și în arhive, am încercat să concentrez numai pe documentele care au fost pe internet. Și chiar am creat un website pentru documentele legate direct cu România, în care oameni poate să ajungă la traducere, cel puțin parțial, și după asta la asta regional. Din cauza, este așa de mult... Aveți un site, e un site pe internet, îl putem accesa și noi? Yes, LarryLWatts.com. Deci LarryLWatts.com. Da. Da. Am înțeles. Și din cauza aceasta am fost un beneficiar de o muncă enorm de alții și inclusiv o grămadă de documentele din stații care au fost și documentele care au fost întors din Statele Unite în 2002, asta Rosenholz, Rosewood da. Collection, dar și o grămadă din documentele care au fost refăcut din acest SAC, care n-a avut timp să distrug din cauza reficiului de stat și partid a prăbușit așa de repede în Germania. Da, și unificarea care până la urmă le-a dat puțin timp celor de la Stasi să-și desăvârșească operea de distrugere. Exact, exact. Nu? Comisia Gauca a făcut o treabă extraordinară. Extraordinar. Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că deși volumul de documente este imens, această carte nu este o carte de documente, această carte este o interpretare, este o carte de sinteză a unei situații României în perioada, să spunem, comunistă cu precădere, deși istoria începe cumva pe la 1878, odată cu independența, pentru că am constatat, domnul Watts descoperă cam aceleași resorturi care i-au făcut pe vecinii noștri adversari. Câteva resorturi naționale, de exemplu problema Basarabiei, problema Transilvaniei, nu? Nu, aici... Lucruri care sunt cumva permanențe ale animozităților nu numai în zona românească, dar în general în această regiune. Nu, de fapt aici ai prins și eu sunt foarte bucuros că de fapt asta a ieșit din carte, din cauza am vrut asta să ieși în față, că foarte multe dintre aceste problemele n-au avut nicio legătură cu ideologia. A fost legat cu niște interesele care au fost mult mai vechi și așa începutul a fost faptul că România a fost o zonă de expansiune pentru niște interesele în jurul. Și asta a fost translat foarte ușor, în special după 1848. Acest citare care a fost dat mai devreme, asta a dat un fel de justificare ideologic pentru ceva care a fost pe linie imperialist. Și dacă vezi ce s-a întâmplat în perioada Comintern, în care Partidul Comunist Român a fost forțat să spun că ei a fost pentru divizare țară, pentru Transilvania să meargă într-o direcție, Basarabia într-o altă și Dobrogea într-o încă unul. Și asta a fost forțat din aceeași interesele care a fost din trecut. Și asta a făcut ca Partidul Comunist din România să n-aibă niciodată, cum se spunea pe vremuri, bază de masă. Pentru că de la fondare din 1921, acest partid a socotit România ca un stat multinațional, ca un stat imperialist, care ar trebui să meargă până la disoluție, pentru că nu e așa era politica Moscovei, de la Engels citire, poate. Exact, exact. De fapt, aici a fost chestia în care a făcut cea mai mare deosebire, în care justificare sau popularitate, regimul comunist n-a avut nimic de fapt cu comunism în populație. A fost din cauza liniei naționale. Și aici a câștigat din cauza acest linie de supraviețuire și de să țină piept în față de acest încercări să distrug țara, a devenit cel mai atragător. Dar asta a fost numai parțial și asta merge dacă este o amenințare, dacă granița este amenințată destul de clar. Dar cel mai, mi se pare că cel mai tare parte a fost că în perioada aceasta și ei a reorientat politica economică și pe plan politic până anumit level, nu asta internă, dar asta externă, de la est spre vest. Și asta a primit o grămadă de sprijin popular. Acum, spuneți-mi, domnule profesor Watts,
Este evident că resorturile care i-au animat pe adversarii României au fost cele, cum să spun, naționaliste, de a ține această țară cumva sub tensiune din punct de vedere al politicii externe, al politicii chiar interne, pe considerentul că un derapaj spre vest le-ar aduce prejudicii. Pentru că, nu-i așa, Basarabia trebuia să rămână în componența Uniunii Sovietice, nu-i așa, Transilvania trebuia să fie tot timpul o amenințare. Bun, dar nu cumva acest tip de abordare naționalistă care pleacă, eu știu, de la 1848 a fost cumva și colacul de salvare pe care l-a folosit regimul comunist în a încerca să se legitimeze? Adică, până la urmă, problemele acestea naționale și naționaliste, cum să spun, au fundamentat și politica regimului comunist românesc, dar și politica regimurilor comuniste frățești, cum se numeau ele. Ai dreptate perfectă cu asta. Chestia interesantă aici este că n-a fost o politică, o manuvră făcut, dar de fapt ei a primit o, cum se spune, o comoară de sprijin nemeritat, exact. Din cauza ei a mers pe această linie, dar linia aceasta, ceva foarte interesant despre politică și este de fapt o problemă pentru abordarea istoriei comunistă. Adică s-au autopotențat, toate s-au hrănit din această tulpină naționalistă care... Și a fost o zonă naționalistă care a fost foarte dificil să combate pentru sovietici, din cauza a fost pe o linie în care ei a adaptat, pe linie propagandistic. A fost, de fapt, bazat în, pe niște teorie și niște concepții din drept internațional clasic liberal. Da. Și aici, pentru mine, a fost cel mai interesant, din cauza, o parte din cartea aceasta a fost un fel de exercițiu pentru mine să fac o îmbinare între o abordare schizofrenică care și am avut. Din cauza, am intrat foarte des când înțelegerea despre probleme depinde foarte mult de unde ai intrat în problematică sau așa cu ce pregătire. Și am venit în zona de strategică și tot timpul am fost foarte... cum se spune, foarte deschis și foarte cunoscut despre problemele cu vecine, cu Uniunea Sovietică în special. Da. Dacă am intrat cu problemele de dreptul roman, de exemplu, ar fi altceva. Am fi concentrat numai despre lucrurile interne și cum stau lucrurile între administrație centrală și popor. Dar am intrat în altă zonă. Dar oamenii cu care am împrătănit, am văzut ce fel de viață ei avut și cât de limitat niște minte... sclipitor, a fost ținut într-un control în care ei nu pot să dezvolta. A fost ca un om care folosesc numai 10% de creier, așa, țară înăuntru. Și nu 10 din toate care noi toți, dar 10 aceasta care este folosit de oameni normal. Și din cauza aceasta am avut destul de multe ore în față de regim, dar la acești timp am știut în ce fel de joc ei sunt cu Uniunea Sovietică și cu alte. Era o lume schizofrenică totuși? Problema pentru mine a fost că a fost două discursuri și din cauza unul a fost folosit să nega celălalt. Exact. Regimul de la... Era practic același discurs cu două rezultante. Exact. Și regimul comunist dinainte de Ceaușescu, se pare că ei a ținut cu o convingere aproape absolut două feluri de norme și valoare pentru o politică externă și pentru o politică internă. Asta externă a fost bazat pe dreptul internațional clasic liberal, din cauza asta este singura șansă pentru o țară care nu este o putere mare să aibă drept egal internațional. Da. Din cauza aceasta, Liga Națiunilor cu Titulescu, din cauza aceasta, lucrare cu ONU și lucrare cu toate fele de for internațional. Pe partea cealaltă, o înțelegere de un comunism foarte primitiv în care nu poate să împărți nici un pic de putere din afară de dictatură și mai mult decât asta, nu poate să fie nicio alt fel de proprietate din afară de partid-stat, care a blocat orice fel de liberalizare, orice fel de reformă. Și din cauza aceasta, Ceaușescu a trebuit să fie înlocuit pentru orice schimbare în vine. Aici e nucă. Chiar dacă pe plan internațional, România a jucat un rol nu numai constructiv, dar chiar strălucit și în comparație cu Europa Occidentală. Deci era o prăpastie între politica internă și politica externă. Politica externă era a unui stat care merită tot respectul, în timp ce politica internă era o politică care își oprima, prin care statul își oprima propriul popor. Și care a primit exact ce a meritat. Da. Și aici e chestia...
dacă asta nu e schizofrenie, eu nu știu ce. Dar pentru mine, mi se pare că a fost numai 20 ceva de ani în care am înțeles. Da, a fost multe, nu? Da, n-am fost prea repede așa. Problemele acestea naționale sunt vechi. Se spunea pe vremuri că dacă țările balcanice și-ar căpăta teritoriile pe care le doresc, suprafața acestor țări însumată ar trebui să fie cam echivalentul întregii Europe, pentru că și Grecia dorea să fie mare, și Bulgaria să fie mare, și Iugoslavia să fie mare, și România să fie mare, și, mă rog, toți voiau să fie mari, însumarea teritoriilor ar fi... Deși lucrurile, până la urmă, eu nu știu cum se văd de la Washington. Am văzut chiar zilele trecute ceva gafe ale unor înalți oficiali. Țările acestea se văd destul de mici și e complicat. Trebuie să spui ochelari să le vezi pe hartă. Da, asta, de fapt, aici este unul dintre lucrurile care a fost, cum se spune, unul dintre cărți cel mai tare a României. Abilitate să forțează alții să dea atenție. Să descopere această țară. Da, din cauza, nu a lăsat să stau acolo liniștit în colț. Niciodată. Românii nu sunt ca așa. Poate să fie ca asta pentru chiar 40 de ani, când sub ocupație. Dar faptul este că, după părerea mea, cel puțin, românii sunt maestri de al treilea alternativ. Da, există așa ceva? Da, e normal. A fost numai două alternativi și România a venit foarte des cu al treilea, care n-a existat pe masă, dar ei a creat-o. E croata. Se spunea asta. Că regimul lui Tito este cumva a treia cale. Asta a fost pentru un timp real, dar de fapt a fost o deosebire foarte interesantă între, folosim Ceaușescu, dar a fost regimul comunist român și Tito. Tito a avut o frică de Statele Unite. El a avut această abordare în care el trebuie să balanceze și Statele Unite cu Uniunea Sovietică și Uniunea Sovietică cu Statele Unite. România, tot timpul, n-a avut niciodată ei identificat o problemă venind din NATO. Adică n-a avut nicio frică de puterile occidentale. Exact. Aici știți cum poate că regimul comunist s-o fi molipsit de la popor, pentru că noi românii întotdeauna ne-am simțit mai apropiați de vest. Nu, de fapt, ceva foarte interesant. La începutul anii 60, foarte devreme, de fapt, până la așa 63 deja, înainte de, așa cum mai mult decât un an înainte de declarație de independență, asta famosul, despre declarația aceasta care a fost legat direct cu acest conflict sino-soviet, de fapt a fost o declarație mult mai largă și, de fapt, merită să fie citit de fiecare cetățean să văd despre ce vorbe. Din cauza acolo au fost pus niște baze, inclusiv faptul că România, se pare, a fost singura țară care a avut încredere în peaceful coexistence, acest coabitare în pace, așa, cu capitalist. Și aici a fost singurul punct în vrează care e avut și cu China. Dar răspunsul Gheorghe Dej a fost, dacă noi nu avem o coabitare în pace cu capitalist, cu cine noi? Între noi? Noi comuniști? Da. Ce este interesant că în 1964, când s-a produs acea, să spunem, primăvară de la București, cum o numiți dumneavoastră, deci un lucru cam între Revoluția Maghiară de la 1956 și primăvara de la Praga din 68. Sigur că aici ar mai fi evenimentele din Polonia, dar nu intrăm în detaliile luptei anticomuniste. România și-a găsit cumva cel puțin două elemente de sprijin. Unul au fost Statele Unite ale Americii. În 1963, președintele Kennedy spunea că Statele Unite sunt dispuse să susțină decizia României de a urma o cale independentă. Deci e o declarație fără echivoc. Da. Și în același timp România a încercat să scoată China din izolare. China era o țară care, cum să spun, putea juca un rol important. Se vede astăzi ce rol important joacă China. România și-a dat seama că acest uriaș care, cum să spun, părea că și este suficient, trebuie scos din amorțeală și trebuie cumva introdus în marea politică. Da, asta... De fapt, este un document, am pus, este în limba română, pe site-ul meu, o întâlnire în martie 64, în care este discuție despre de ce China a fost așa de furios cu
Uniunea Sovietică atunci. Din cauza amândoi a căzut de acord să nu recunosc Iugoslavia ca fiind o țară socialistă. Și aici, în miza aceasta, România a fost din partea Iugoslaviei total, din cauza ei aș știu despre ce vorbă. Dacă e posibil să exclud orice țară mică, de fapt, n-ai nicio șansă, din cauza va fi blocat pe toate linia. Și din partea Moscova și din partea Beijing, nu e nimic de ales în lumea socialistă. Da. Dar la acești timp, oamenii, și este discuție în care vorbitori sunt în principiu Dej și Bodnaraș, în care ei au făcut o abstracție asupra interesul lor, vorbind numai despre, cum se spune, justificare poziției China, din cauza China... Făceau politică chineză. Într-un fel, ei au discutat și au spus că China are toate drepturi din cauza ei a căzut de acord, e adevărat, în secret, fără să informeze pe noi, să nu spună asta. Și a doua zi, Khrushchev a mers într-un ceva public și a spus că Iugoslavia este o țară socialistă și China s-a ritener. Și, de fapt, România a avut toate interesele pentru asta să fie, dar la acești timp ei a mers pe probleme. De ce China este ca așa? Și ei a avut această abilitate să facă o abstracție la niște lucrurile care au avut și un impact chiar nociv asupra interesul lor în mediere. Și aici a fost ceva foarte interesant, din cauza ei a venit... În felul ăsta i-au convins pe partenerii chinezi, de exemplu, de sovietici. Sinceritate și sovietici. Da, și sovietici. Văzând, la început, sovietici au încercat tot timpul să se mână discuții. Din cauza, în primul rând, România a făcut asta. Și asta, da, România, a fost un acces și un fel de prestigiu care după Moscova a fost nemeritat. Dar la acest timp ei a permis asta și ei a văzut că a dat niște roade. Da, e interesant, dar asta spuneam, sunteți de acord că România și-a construit această independență pe relații speciale cu Statele Unite și cu China, abia după aceea ieșind cumva la rampă oarecum public, deși România chiar i-a rugat pe occidental să nu se facă mare caz de dizidența ei. Da, cu China în special. Din cauza cu China ei a încercat să facă acest fel de aranjament. Cu Statele Unite a venit cam neinvitat, dar binevenit. Din cauza România n-a mers la Statele Unite. Statele Unite a marcat România și după asta a dat sprijin. Și după asta a fost construită o relație cu Statele Unite, dar cu China a fost mult mai intenționat. Oricum, nu i-au prea păcălit pe sovietici, pentru că iată Nikita Sergeevici Hrușciov spunea în septembrie 1960 în România, chiar și printre oficialii Partidului Comunist, să dezvoltă o atitudine nesănătoasă, naționalistă și antisovietică, care trebuie retezată din rădăcini. Dar chestia aici, din nou, noi întoarcem la începutul, din cauza... Țin în minte ce s-a întâmplat în anii Comintern, da. Și ce s-a întâmplat înainte între Imperiu și România. Este ca Charles Dickens a spus la începutul colindă de Crăciun, în care trebuie să înțelegi că relațiile cu Uniunea Sovietică e mort la start. Fără aceasta, nu poate să înțelege ce s-a întâmplat după. Aici e chestia, n-a fost niciodată o relație bună. S-a început de asta și tot timpul România a încercat să facă un stand individual care poate să protejeze. Discuția cu dumneavoastră este fascinantă, domnule profesor Larry Watts, dar să nu uităm până la urmă esența atitudinii sovietice și a țărilor pactului de la Varșovia. Existau două tipuri de țări, partenerii apropiați ai Uniunii Sovietice, desigur Uniunea Sovietică. Cele două mijloace prin care România trebuia izolată erau unul prin blocarea internă a României în interiorul lagărului și apoi acreditarea ideii că toate veleitățile de independență ale României nu sunt decât urmarea unei înțelegeri prealabile cu Uniunea Sovietică și cu Pactul de la Varșovia, așadar România este un cal troian care urmează să facă, cum să spun, credibile pozițiile Uniunii Sovietice sau credibil cumva chiar lagărul socialist. Aici există niște priorități interesante. Chiar un diplomat american a fundamentat cumva această viziune a României ca un cal troian. Da, a fost mai mulți, în special în anii 80, a devenit. Dar, de fapt, startul a fost
Foarte curând după Dej prin Bodnaraș a cerut retragere trupele sovietice din România. Asta a fost în august 55. În februarie 56 ambasada americană a primit informație care a fost exact schițată asta, că România este pregătită să fie un cal troian și în timpul acesta n-a fost nicio posibilitate pentru orice beneficiu economic sau orice beneficiu diplomatic din cauza stricare de relații generale. Hai să cităm dintr-un document pe care l-ați publicat dumneavoastră. Este vorba de un atașat al ambasadei Statelor Unite la București din 1956. Se spune așa: rolul României este acela de a deveni un exemplu model al comunismului în încercarea de a arăta celor din Occident că poate funcționa comunismul și astfel să promoveze scopul final al internaționalismului comunist. Pentru aceasta, ca să fie mai convingător pentru occidental, se fac încercări continue de a împământeni mitul independenței românești. Atenție, 1956. Dizolvarea sovromurilor 54-55 a fost un pas în această direcție. Cu un gest suprem, la momentul oportun, sovieticii își vor retrage trupele. Probabil cea mai importantă parte a planului de a face din România o vitrină a comunismului este ridicarea prestigiului românesc peste granițe. Exact. Foarte clar. Exact, exact. Foarte clar și foarte incorrect. Da. Dar e perfect. Dar este perfect. Numai că atunci, de fapt, a fost mai bun mai târziu. Din cauza odată, relațiile economice au fost create cu niște țări. A fost posibil să permiți niște lucrurile pe plan economic și nu numai așa lucrurile banești, așa lucrurile care au profit, dar și niște tehnologie care poate fi transferat și la Uniunea Sovietică, care a fost, de fapt, o practică foarte obișnuită în zona de blocul soviet. În perioada aceasta, acest cel să fac România un model de atracție, România care este în colțul lumii aici și pentru capitaliști, mulți din Europa de Vest n-a știut deloc unde a fost România în perioada aceasta. Și mai există un cetățean sovietic, tovarșul Golițin, care a devenit domn și care avea și el niște păreri interesante cu care i-a alimentat pe occidentali destul de credibil. El spunea așa: conflictul chino-sovietic în fapt era o înșelătorie și independența României o minciună. Adăuga ulterior, citesc din cartea domnului profesor Watts, la începutul anului 1968, că Dubček și Revolta Ceoslovacă au fost regizate toate acestea având ca scop acela de a determina Statele Unite să ofere ajutor Chinei, României și Ceoslovacii, ajutor care ar fi fost apoi folosit pentru a slăbi și a exploata Statele Unite. Puteau să creadă oficialii de la Departamentul de Stat, puteau să creadă președinția Americii astfel de fraze? Asta este o întrebare foarte bogată, de fapt. Din cauza abordarea noastră. Golițin era cum se cheamă, un defector, nu? Un defector, nu numai un defector. El a fost un defector de la acest serviciu, de fapt, departamentul atunci nou format în KGB pentru dezinformare. Da. Așa, el a avut documentele care a arătat că exact acest fel de abordare va fi folosit de Uniunea Sovietică. Și a fost total credibil ca astfel de lucru. Dar era credibil? Da, el n-a venit cu povestea întâi. El a venit în 61 și el a plecat din Statele Unite în 63, în martie, la Londra, dar imediat a fost publicat în ziarele acolo că el a fost acolo și el a revenit în iulie, acum, sau august, în 63, cu aceste trei povesti. Da. De fapt, două povesti. Din cauza aceea, 68 e mai târziu. Da, mai târziu. Și aici, chestia cel mai interesant este că Statele Unite a fost încă în acest, cum se spune, mod de gândire despre comunism foarte primitiv, că ei au fost toți monstrui și vine oricând, din cauza 63, 62, Imperiul rachetele Răul, Cuba. Eu duc aminte, fiecare săptămână noi am mers în subsol pentru această pregătire de atac nuclear. Da. Și a fost între gândirea noastră, între, foarte tare această amenință de la zona aceasta. Atunci,
orice rău despre comunism a avut o plauzibilitate foarte ridicată, imediat. Și orice suspiciune era crezută, nu era, da, imediat. În special, de fapt, a fost un confirmare de suspiciune care ai avut. Venea pe un val, de pe un orizont de așteptare, cumva. Și adică le spuneau americanilor ceea ce ei voiau să audă. Exact. De fapt, asta este o problemă foarte des cu defectori din servicii. Din cauza, ei știu că ei vor chiști cu asta, dar dacă este ceva... Nu, dar asta este arma dezinformării inteligente. Să-i spui omului ceea ce vrea să audă și să strecori lucruri care te ajută pe tine sau care ajută regimul pe care îl slujești. Da, și de fapt e fac un serviciu din punct de vedere e simplificat lumea. Dar chestia aici în care el a câștigat pe cauza lui și pe într-o credință foarte tare, șeful de contrainformație din CIA. Da. Și asta a fost cel mai nociv din cauza aceasta, chiar dacă noi de exemplu americanii a capturat cam 3.000 de documentele despre acest conflict sino-soviet în Tibet. Da. Dar cu toate aceasta, șeful de contrainformație a fost pe linie că acest a fost fals. Că de fapt... Era spion? Cine? Șeful contrainformațiilor? De fapt, este o discuție despre asta. Sau foarte, foarte bine manipulat. Da. Sau chiar este o sugestie că e posibil să fie. Dar la acest timp... gândire generală este că n-a fost. A fost el a căzut într-o capcană și din cauza stare profesională, din cauza oameni din contrainformație, trebuie să fie foarte suspicios. Asta este, da, asta este munca. Și din cauza aceasta, zona aceasta a fost foarte, cum se spune, deschis la acest fel de interpretări. Și din cauza aceasta, de exemplu, în 68, chiar în noaptea aceasta, oamenii în Washington, de exemplu, au citit niște reportele de la Golitsyn spunând despre faptul că toate cu Duce și cu sovietici e fals. Exact când tankuri mergi la Prag. Și, adică era o contrazicere clară a realității. Și câțiva ani după asta, Angleton... Dacă nici ce vezi, nu crezi... Angleton a avut o conferință câțiva ani după asta pentru Golitsyn să prezint în față de alți din CIA despre acest fals conflict sino-soviet. Acest este după legăturile între Statele Unite deja și după atacuri în 67. Și a fost imediat nominalizat acolo la CIA ca conferință despre lumea plat. Deci, domnule profesor Lerioț, până la urmă, marile inițiative de politică externă ale României în acea perioadă au fost contrarea Uniunii Sovietice în interiorul pactului de la Varșovia, negarea rolului conducător al puterii sovietice în lagărul socialist, asta din punct de vedere, să spunem, intern, dar pe plan extern, scoaterea Chinei din izolare după 1958, România a devenit mediator. Sigur, nu România n-a avut toate meritele aici, dar în orice caz, la nivelul ei, a făcut foarte mult pentru acest obiectiv, sprijinul pentru unificarea Germaniei și medierea procesului de pace din Orientul Mijlociu. Asta ar fi cele trei, să spunem, direcții externe pe care România le-a asumat și la care a avut contribuții importante. Da, dar la acești timp, de fapt, toate din asta au fost punctul de nevralgie pentru sovietici. După mine, lucrurile cel mai tare care i-a făcut a fost o altfel de abordare total în legătură cu relațiile între Est și Vest. Din cauza sovietici, tot timpul au vrut să integreze, să subordoneze mai tare toate, nu numai armatele, dar toate țarele din blocul sovietic. Vorbească cu o singură voce, Exact. Și cu asta trebuie să aibă un pericol mai mare. Să spun că noi trebuie să aliniez din cauza, fără aceasta va fi un atac imediat sau nuclear sau convențional sau ceva. Și tot timpul, regimul din București a ridicat și a spus că, de fapt, lumea nu este mai periculos, e mai puțin periculos. Și, de fapt, NATO și Statele Unite n-au plătit mai mult din cauza ei au devaluare, ei au inflație. Și, de fapt, noi am plătit mai mult. Și, și a mers pe o linie să creează o bază și a spus că nu poate să blamezi pe NATO și Statele Unite pentru tensiune internațională din cauza noi împărțim asta. Deci vina este împărțită. Și din cauza... Asta a fost baza logică pentru justificare că, de fapt, din cauza aceasta, noi putem afecta lucrurile cu niște retragere și reducere unilateral. Am înțeles. Deci vina și responsabilitățile ar trebui să fie împărțite exact, română. Domnule profesor Lerioț, mai avem 2 minute din această emisiune. Între 1974 și 1978 a fost un parteneriat strategic între România și Statele Unite. Credeți că România și Statele Unite au o relație specială, așa cum există ea
să spunem, păstrând proporție între Marea Britanie și Statele Unite în acest moment? Nu ca asta. Trebuie să fie înțeles că asta este bazat pe niște linii de rudenie și alte lucruri. Nu, care am zis, am și spus, păstrând proporție. Scuze. A fost foarte special. A fost foarte special înăuntru blocul sovietic, din cauza n-a fost nimic. De exemplu, șefii de armatele au venit în România tot timpul și România a trimit asta la fiecare țară din NATO. Dar asta a fost interzis total cu toate celălalt. Numai în anii 70, Ungaria a avut niște deschidere, dar unde? Austria și Finlandia, amândoi încă într-o zonă mai greu, așa. Într-o zonă mai neutră. Da, mai neutră. Dar nu cu NATO. Așadar, astăzi avem un parteneriat oarecum special cu Statele Unite. Poate bazat și pe aceste dovezi din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al simpatiei de care se bucură Statele Unite în România. Da, chestia de bază aici este că din cauza România a fost în mijlocul acest imperiu, tot timpul a văzut niște sprijin din afară de zonă. Și chestia este că a fost Franța, Franța în sfârșit a gândit să facă o acomodare cu Rusia inițial și după asta. Și Anglia, care n-a avut un interes, și Statele Unite a devenit ultimul. Și din cauza aceasta, Statele Unite, legătura acolo este din cauza Statele Unite nu are un partipri în zonă și la acești timp este dispus să ajută. Am înțeles. Domnule profesor Lerioz, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a dialoga astăzi. Rămâne să ne mai onorați cu vizita dumneavoastră aici la postul de Radio România Cultural. Ruxandra Mocanu și Dan Manolache vă invită să rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural. Mulțumesc încă o dată, domnule profesor Watts. Și eu mulțumesc.